Rai, să-mi pare rău ce s-a întâmplat cu băiatul tău. Sper că se va face dreptate. Dar acum vreau să te întreb, unde erai tu și unde a ajuns băiatul acolo, la locul unde s-a produs accidentul? Cum a ajuns el acolo? Eu eram acasă cu copiii mici, cu fetița de 6 ani și cu băiețelul de 2 ani și o lună. Ea s-a dus spre Emil, i-am spus că e frig să nu se ducă în seara și i-am spus, Mihai, să nu te duci că e frig, mamă, și scurta ta e, nu e așa de groasă. Și el a spus, mamă, dar eu nu scurta lui tata că mi-e groasă și că nu stă mult, era 7:40 de minute. Zic că nu stă mult, că știu că la 9 trebuie să fiu acasă, dar ne ducem un pic să ne plimbăm. Ieșeau în fiecare seară, da? Da, ieșeau. Erau seri că nu ieșeau, adică se uitau după vremea de afară, după dansarea și aia, adică tare au vrut. Am văzut că insistă să iasă și i-am spus, da, nu stați mult. Zic că bine, mamă. Și tu le dădeai o oră cât să stea, Da, adică nu mai știu târziu cum mai de... târziu de ora 9, 9. Vara, adică când era vara afară, le-am dat, știe ora că e 10. Pe timp de iarnă, pe timp de era, adică 8 și le-am dat voie că să mai multul mai lumină și până la 10, până la 9 le-am dat voie. Și au zis că până la ora 9 noi suntem acasă. Zic, bun, eu vă pun apă, să te băiești. Ei întâi, după ce am venit acasă, eu am pus, le-am adus o bucată de tort și le-au mâncat câte o bucățică de tort. Toți 4 copii, era și Borica la noi, Mihăiță, Adelina și cu Vaslic. Și îmi spune, mamă, dacă n-ai luat unt, noi lăsăm câte o bucățică de tort în frigider, mâine înainte de școală, să bem cu ceai și apoi să la școală și ne tale mâine să ne cumperi unt. Zic, bun, Mihăiță. Dar în ce zi era? Luni, pe data de 19 luni. Și au ieșit spre Imbl, eu m-am dus și m-am băit. Mama întâi am hrănit copiii și i-am băit pe dâns și i-am îmbrăcat în pijamele. Și m-am dus și eu în baie. Și fără 10, 9 suna telefonul. Și am văzut că scrie pe telefon, scrie, adică Mihăița meu. Și zic, cred că vrea să întârzi. Zic, dar mă băiesc, mă îmbrac în pijamă și apoi mă sun și adică mi-am dat seama că să vrei să mai șadă un pic, să până, a să vii acasă ca să întârzie. M-am băit, m-am îmbrăcat, am uitat că se sun. M-am suit pe pat cu băieții, că băietul cel mic vrea să mă sui pe pat cu dânsul. M-am pus pe pat și ne-am adus aminte să sun. Când am sunat, de linie ocupată. Zic, da să mai sun odată, cred că el mă sună încă o dată pe mine. L-am sunat și i-am auzit, n-am mai auzit vocea băiețelul meu, dar numai l-am auzit pe Borea cum străga în gura mare. Tante Rai vine și alepi Mihăiți cu o mașină, clopălit o mașină pe Mihai și de jos și curge sânge din urechi. Numai atât am întrebat. Și zice Mihai, nu zice nică, nu vorbește deloc și nu se mișcă deloc, vine te rog și l-ai luat pe Mihai. Eu am spus, hai că ia că repede sun la o mașină și venim să luăm, că n-am știut, adică n-am știut în ce stare el. Am sunat la nănașul meu și el a spus, nănașul mi-a spus că noi de-am ajungem aici, vedem noi și vedem cum. Pur m-a sunat finul. Tot atunci m-a sunat și îmi spunea, străga în gura mare, nănaș, sună te rog frumos la 112, că Mihăița îl pierde, Mihăiță nu mai trăiască, n-a să mai trăiască. Am sunat la 112 și i-am implorat și i-am rugat să-mi scăpe băiețelul. Dar ei pune 1001 de întrebări, care nu spun, în așa caz nu spun întrebările astea, că am spus că e la margine de sat, e accident de mașină și băiatul meu nu se mișcă și curge sânge de urechi. O venit nănașul, de la salvare tot mă întrebau, sunteți acolo, dar sunteți la fața locului? Am spus, eu nu pot să fiu la fața locului, am 2 copii mici încă acasă, aștept să vie cineva să-și adă copiii și mici și mă duc și eu acolo. Până veniți dumneavoastră, eu ajung. Dar le-am spus că sunteți mama. Da, am spus că suntem mama și am spus că m-a întrebat cum mă numesc. Am spus, Ciurie Raisa și... Dar pe copil de 2 ori mă întreb, dar pe copil cum îl cheamă? Și am spus, Beșliu Mihai. Dar de ce Beșliu Mihai? Pentru că Beșliu Mihai e de alt tată, adică i-am spus, el e de alt tată făcut. O venit și m-a luat cu mașina nănașul, m-a dus, nu mi-a dat voie să mă apropii foarte tare, știind că am probleme de sănătate, nu mi-a dat voie să mă apropii, dar farurile de la mașina care de-a mea era acolo, bătea înspre Mihăiță, l-am văzut cum judec cu capul pe chetri, am văzut balta de sânge și am văzut cum sângele din urechi, cum judec, să cunoște că e tot numai sânge acolo la urechi. Îl rugam pe Dumnezeu să-mi dă o șansă. Să trăiască chiar și caleg, dacă aș să trăiască. Nu mai eu, tatăl nu i-a dat nicio șansă.
Dar tu nu ai putut să te apropi acolo, nu ți-au permis? Nu mi-au permis, temi eu pentru sănătatea mea și nu mi-au permis. Tu când ai ajuns acolo, ambulanța era, poliția era? Sau... Nu era nimeni și mă rugam că să vii și mă uitam că se vede traseul și nu se vede nici o mașină. Nu se vede nimic, pur nu s-a văzut o mașină și eu strigam în gura mare că vine salvarea, dar nu era salvarea. Era un băiet care tot învață sau lucrează sau învață în poliție, Radu Bargan, și el s-a oprit la fața locului, el vine de la sport, că era în haine de sport, era în haine de sport, de la sală, cred că de la Nisporeni, s-a oprit, strigam, Răducu sună la salvare, Răducu sună, te rog la salvare, îți vei merg de pe noi, nu ne aude și nu ne ascult și nu vine salvare și nu vor să ne-l salvieze. Peste cât timp a venit? Nu știu, sigur, dar cred că la o oră undeva. 40 de minute. Și poliția? Da, și au venit toate odată atunci. Până atunci nu a venit nimeni. Dar dacă se venea mai devreme, crezi că ar fi putut să Da, la autopsie ne-a spus că el undeva jumătate de oră el a mai trăit. Chiar dacă avea hemoragie intracraniană, adică jumătate de oră el, între până la jumătate de oră el a mai trăit. Dacă vineau, sau dacă criminalul avea inimă de părinte și el tot de părinte. Și s-o oprie și a luat, chiar dacă era băut, a luat mașină și ne-l duce la Nisporeni, la spital, poate al scăpa. Dacă măcar dacă era acolo pe loc, poate n-al scăpa. Dar vezi și pe acolo pe loc să-mi șerși măcar, nu numai, dacă nu-i Dumnezeu să-i dă el zile să-ți dă și mașină, dar aveți să-mi șerși, să-i acorde primul ajutor, dar el s-a dus, lui nu i-a păsat, copilașul meu nu se mai nișcă, cum a căzut, așa și-a căzut. E formatoasele de la cap mai tare, cel mai mare lăvitură a avut-o la cap. Că erau borțele de la petricele. La nas era fermat, nasul aici tot era fermat și în partea asta. La cap, adică era borțele. Raisa, ce cunoști tu? Poate de la poliție, poate din sat oamenii vorbesc. Ce cunoști tu despre producerea accidentului? De la poliție nu știu nimic. Nu știu nimic, că nu m-a sunat nimeni. Am sunat eu marți seara, așa m-a întrebat. Spuneți-mi, vă rog frumos, să aude că e domnul primar, așa aud pe, așa văd pe internet, așa aud pe, prin sat. Spuneți-mi, vă rog, și mi-a spus că nu știm nimic concret, nu vă putem spune nimic. Noi când știm concret, azi ne apropiem și azi vă spunem. Nu m-a sunat nici până acum. M-a sunat astăzi să ne chemi marți pentru a scrie declarații, pentru a ne chema la Chișinău. La procuratură. La procuratură, dar nu știm nimic, că nu ne-a sunat nimeni. Nici din rude nu ne-a sunat, poate din rude să ne sune cineva sau să vie cineva. Nici la poliție nu ne-a sunat nimeni și nu ne-a spus nimeni nimic. Nici când l-a prins, nici când l-a găsit, nici tot ce am văzut a fost pe internet. Nu mi-a spus nimeni nimic. Raisa, dar voi aveți camere de supraveghere în sat? Da. Atunci seara nu v-ați dus la primărie ca să cereți video, să vedeți cine era la mașină? Nu, noi seara am venit acasă și nanașa de cununii. O sta cu mine, că a văzut în ce stare, s-o stat că să liniștească copiii, că fata mă vede plângând, de-am făcut să-i injecția și că acum tot stau și pe pastile și pe injecții, că de-am, nu, fără dânsă le cred că n-as pot. Și nanașul meu îi zice lui, nanașa mea îi zice lui nanașul Gheorghe, dar mâine se duce la domn primar să iei, că în parcul din în centrul satului sunt cameri de luat vederi și să șeri înregistrarea, poate vedem mașina. Și nanașul îi spune, bine, Leona, mâine dimineață ne ducem și vedem și ne dă și putem face. Dar nu ne-am gândit că poți fi chiar domn primar. Da, acolo, în seara respectivă, nimeni nu a venit la primărie, pentru că când se întâmplă ceva, este capul satului. Da, când se întâmplă ceva, chiar când era. Și aceeași bătaie, poate, cum ai fost omoruri, așa nu prea, dar aceeași bătaie sau... Tot timpul primarul a fost la fața locului și tot timpul noi dimineața... M-am dus la spital marți dimineața să iau pastile pentru liniștire și trebuie să ducem o foaie. Și erau polițiști mulți, cred că 10-15 în centrul satului. M-am apropiat, domn primar nu era, el tot în fiecare dimineață când avem să mă duc în centrul satului, îl vedem că șede dinaintea primăriei. Mm-hmm. Acum el nu era. M-am apropiat de un polițist și am întrebat ce s-aude, spuneți-ne o noutate, spuneți-ne ce ați găsit, ce ați aflat, ce ați auzit. Cătăm. Suntem mai multe mașini, sunt prăștept pe toată raionul Nisporeni. Cătăm, dacă găsim ceva, vă spunem. Când voi și peste cât timp voi ați aflat că la mașină ar fi fost primarul?
marți înspre seară am aflat tot de pe internet. Am văzut pe internet. Dar oamenii și în sat nu vorbeau? Da, n-am ieșit din sat. N-am ieșit să umblu prin sat. Ca dar poate cineva în seara respectivă l-a văzut la mașină? L-au văzut niște oameni la mașină. Veneau niște oameni de la cimitir, de la deal, de pe deal, de la cimitir, ca așa să zice, și-au văzut o mașină albă, că s-au trecut cu viteză. Și cine era? Nu s-au uitat cine, că nu i-o trebuie la nimeni, mă rog. Trec mașina cu viteză, că viteza mă toți au. Nu s-au uitat, dar au văzut că-i Dacia Duster. De la primărie? Nu au văzut că e de la primărie. Au văzut că e Dacia Duster albă, a trecut cu viteză și s-a dus pe știi pădure. Și voi de pe internet ați aflat că... Da, toate, tot ce știu, tot ce, de pe internet. N-am aflat, chiar și când l-au prins, că au schimbat numerele, că au înscenat alt accident, tot știu de pe internet. Nimeni nu s-a apropiat și nimeni nu ne-a spus nimic. Dar de unde? Am înțeles că primarul venea în sat. De unde vinea el? De la un banchet, de la o zi de naștere, au spus că de la Nisporini. Am încercat să luăm legătura cu persoane care bănuim că aș fost și ele la banchetul cealaltă la ziua cei de naștere, dar nimeni nu știe nimic, nimeni nu a văzut nimic. Dar nu l-a văzut nimeni atunci când s-a urcat în mașină de la cea sărbătoare? L-au văzut niște oameni străini, s-au apropiat de noi în Nisporini, când ne-am dus să facem cumpărăturile pentru mormântare, au zis că... Nu a fost la banchetul și ala, dar adică în apropiere. L-au văzut când s-a suit și era foarte beat când s-a suit la volan. Că ei au zis că erau 2, 3, 4 bărbați, nu știu cât. Și au zis că au făcut o glumă, mă rog, o glumă. Că au zis că ai stat faci ceva până în sat, până acasă. Că ei au zis, mă rog, o bănuit s-a uitat după starea care o are el. Dar ei știau că e primarul? L-au recunoscut sau nu? Da, l-au recunoscut că e primarul, pentru că el, dacă a lucrat în poliție la Nisporeni, până a fi primar aici, lumea îl știa că a lucrat în poliție și nu are cum. S-a fost un om simplu, poate nu-l cunoști și nu... Cu cine el era în mașină? Nu știu, se bănuiește chiar a soția lui. Nu am văzut-o, dar adică s-a întâlnit cu o mașină în sat, o mașină care se duce la Părușeni, și a spus că era o femeie, o parte femeie, era în mașină. Se bănuiește că e soția lui. Pe camerele de luat vedere din sat, care mai avem video și care am văzut și care și poliția le are, nu se vede numerele și nu se vede cine e mașină, pentru că era noapte și bat farurile tare și nu se vede. Se vede numai că mașina e albă, se vede că e mașina primăriei, numai nu se vede numerele și nu se vede cine e mașină. Da, soția dumnealui cu ce se ocupă? Era învățătoare, băiețelul meu, de limbi străine. Ea i-a predat engleza? Da. Băiatului tău? Da, dar îi plăcea. Și matematică îi plăcea foarte tare. Eu de multe ori la adunări spuneam, eu nu știu cum învață, pentru că el atâta avea o minte așa de ager, că el acasă, cred că în jumătate de oră, spune că gata, am terminat temele. El atâta era că eu îi spuneam fetiții mele mai mari, că știu, nu știu, mamă, cum el își face lecțiile, mamă, că el o jumătate de oră și îi spune că tu, când e face lecțiile 2, 3, 4 ore și de care de făcut teme, el în jumătate de oră ce că terminat. Și Cristinuța zice, mamă, la dânsul minte, atâta de ager, coț, că eu tot. El prinde de la școală, prinde tema atâta de bine în cap, că el acasă puțin și fășeie. Adică soția primarului îl cunoștea pe băiatul da, tău? Da, foarte bine, el cunoștea că e învățătoare. Și dacă ea s-ar fi oprit atunci? Poate avea să trăiască băiețelul meu. Voi ați încercat după asta să mergeți la primar sau ei poate au venit la voi? N-am fost, n-am curajul, dar n-am la ce să mă duc. Știu că băiețelul meu mi-a adus și înapoi mă duc, da. Dar nu a venit nimeni și nu ne-a sunat nimeni și nu ne-a scris nimeni, nimic din rudele lor. Nimeni, absolut nimeni. Voi probabil ați văzut din comunicatele oficiale ale poliției că primarul ar fi schimbat plăcuțele de matriculare la mașină, ar fi schimbat mașina ca să ascundă tot accidentul. Ce crezi tu despre asta? Că nu are inimă. Dacă s-a gândit, dacă îi pare rău, chiar dacă atunci au avut alcool, să zicem că au avut alcool, pentru că la 2 zile când l-au găsit, el nu mai avea alcool în sânge. Eu spus că nu i-au găsit alcool. De unde l-au găsit? La Chișinău. Undeva au zis că de tot din auzete, undeva unde se deamă să dezmembrează mașinile. Dacă nu dovedești n-al găsă, cred că nici n-al găsă. El putea să avea să meargă pe stație, dau bună ziua și n-avea știu că el mi-a omorât copilașul. El a ajuns cu mașina acolo ca să o dezmembreze? Da. Schimbi plăcuțele la mașina cu cealalt accident, care avea farul, avea tot. Și asta cred era că... cu mașina de la primărie, mașina da, de lucru. Da, mașina de lucru, da.
și cred că dacă nu găsa atunci, ea n-avea să-l mai găsească. Pentru că eu am mai spus și adică mai spun, noi suntem mici, suntem simpli țărani, dar el e cu spatele mari. El e un mult mai mare, cu mai mulți bani și, cum să știi, în ziua de azi, până ajunge Dumnezeu să pedepsească, joacă mult rolul banului. Și omenia, deamul nu mai este cum era odată, omenie și teama de Dumnezeu, mai mult este puterea banului. Dacă ar veni familia lui, soția lui să-și ceară iertare de la tine, la ierta? Olier, dacă mi-aduce copilul înapoi, el meargă pe pământ, dar copilașul meu putrezește de mult. Ea se bucură de copilul, orică am auzit că pe o fetiță de ea, chiar am, cred că o lună în urmă, două, dat-o de mireasă, adică la România. Ea las meargă pe pământ, chiar dacă să fac pușcării. Păi țelul meu nu mai merge, Iisus pulbera toate visele. Chiar ultimele cazuri care au fost mediatizate, persoane implicate, vinovate de producerea accidentului, persoane care au murit, li s-au dat 4-6 ani de pușcărie. Cred că lui e nici un an, după cât-ți cunoscuți are, după cât putere are, cred că el nici un an așa șadă. Dar băiețelul meu de-am nu mai vine acasă, eu vă spun sincer, eu pe injecție de liniștire. Eu încă mi-aștept copilul acasă, sincer vă spun. Da, sunt conștient că... Am fost conștient că nu a dus acasă în zăcriu. Am stat lângă dâns și l-am îngâiat și l-am încercat să-i încălzesc mânuțele că tare răși mai erau și fruntea. Am văzut că nu... Căldă în groapă, dar eu l-aștept acasă, sincer. Eu aștept că el a să fie acasă. Știu că nu mai vine, dar eu l-aștept. Niciodată nu v-ați gândit că se poate întâmpla așa, mai ales că cu o persoană publică? Nu m-am gândit, pentru că... Funcționar public? Era un om ca toți oamenii. Nu m-am așteptat, adică nici nu m-am așteptat că să fie el. Dar răspundea tot timpul la bună ziua. Adică avem dacă ceva, n-am avut, adică să avem ceva de la primărie, să avem ceva să comunicăm mai... Da, adică toți ar știe eu de om cum se cade, de om gospodar, de om de atâta și l-am ales primar. Noi n-am știut că el a să devie dintr-un om cinstit, a să devie un criminal. El este la al doilea mandat. Da. V-ați votat pentru el? Da. Ca să înțeleagă și cei care ne privesc, Raisa, eu nu am vrut ca să ajung la tine, pentru că câte nu ți-aș spune eu, durerea nu o să o ia nimeni. Însă tu ne-ai scris ca să vinim la tine și ai dorit ca să vorbești public. Da, am dorit să vorbesc pentru că poate vorbind eu, a să mai găsească cineva care, din cauza primarului, din cauza domnului Nicanor Ciuchin, poate să o mai avă cineva de suferit, că el... Poate a fost tatăl cineva închis pe nedrept, poate chiar timid, poate chiar mai mult, poate să nu mai găsească și să mai găsim ceva ca să putem ca el să ducă. Măcar și 4-5 ani, să adă să guste pâinea de acolo și să gândească la durerea care o am eu și să gândească la sufletul care l-a distrus, la viața mea care o distrus, o care mă stăru să fiu mai departe, mamă, pentru a ieși la zdrei copilaj, dar... Nu mai pot, pentru că sufletul meu s-a dus de-amă. Că mari speranță avem, mari bucurii, mă așteptam de la dânsul. Atâta de tare aștept vreie să fac armată. Atâta de tare vreie să duc să înveț ceva cu computerele, că îi plăce tare, că noi zicem că e ca hackerul, că el, dacă îmi trebuie o programă ceva, dacă ceva la computer, la telefon, el repede îi scoate parole, el repede știe să puie. El ceva o presămțit. Dar în ziua respectivă n-ai simțit nimic? Adică nu aveai asta o stare? Mi-a fost rău, dar nu mi-a fost rău că am operație la cap, că mă doare capul de durere, că mă doare, adică permanent mă doare capul, stau pe pastile permanent. Le-am schimbat, nu-s pentru capul, pentru liniștire. Dar am avut o stare de și că eram eu, dar nu eram eu. Parcă vrem să fac ceva, dar nu avem putere, parcă nu vrem să fac. Eu nu dorm, ca să zic așa, să mă culc de neaza sau... Dar de la ora 2 până la ora 4 eu am dormit, musculat Mihăiță și cu Boric, să mă duc să iau copiii de la grădiniță.
Raisa, poate ai văzut și tu la știri. Avocatul primarului zice că el este nevinovat. Da, am văzut la știri că acolo a spus că să vedem dacă a să fie vinovat. Ce poți să spui la asta? Cum să nu fie el vinovat? De unde? Dar cum o deceda copilul meu? Cine mi-a ucis copilul? Copilul meu avea să trăiască, copilul meu avea să crească mare, copilul meu avea să aibă, să facă armată, poate să aibă un viitor, să aibă familie. Copilul meu nu mai are nimic, copilul meu putea să știe de acum în mormânt. Tu ești mamă la 3 copii. Da. Cât a devenit frica asta de mare? Cu de că ar putea să mai întâmple ceva? Foarte mare a devenit. Foarte mare frică, fata mea, fetița mai mare de 18 ani jumate, pești hotare. Și ea a fost la mormântare, frate. Nu a putut să vie. Nu a putut să vie, că și atunci în gura mare striga la prietena mea, o suna, că adică o văzut și spune, spune-mi, te rog, că e viu, spune-mi, te rog, l-o lua salvarea. Și cu prietena mea i-a spus, adică, Cristinuță, ale salvarea mu, încercăm să-l salvăm, nici nu vreau să-i spui, că ei s-au făcut rău cu, cu prietenul ei acolo. Ea nu a putut să vie. Da. Dar frica e foarte mare, vă spun sincer. Mă tem să las copiii mici în casă, eu mă tem să stau în casă, am sfințit casa de acum, el trebuie la 40 de zile, eu am sfințit casa mai înainte, dar singur nu pot stau, copiii mici toată ziua la grădiniță, eu nu pot stau. Vine în camera lui și plâng și îl aștept să vii de la școală, că știm că la 2, la 3 acasă îl aștept cu mâncărică, dar mă, nu mai am pe cine aștepta copiii cei mici, eu la 5 la grădiniță. Ce-ți dorești tu acum, Raisa, ce-și dorești familia ta acum? Să-l pedepsească pe criminal. Altceva nu dorim nimic. Și putere de la Dumnezeu să trecem pe așa durere, dar nu știu dacă să putem trece. Dacă familia primarului ar privi acest interviu, dacă el ar privi acest interviu, ai acum ocazia să-i... Ce îi spune? Ai ocazia să te uiți în fața camerei? Ce îi spune familiei primarului? De ce nu s-a oprit? De ce nu s-a oprit să încerci să-l scăpi? Să încerci să-i acorde primul ajutor, că l-a scăpat dacă-i acorda primul ajutor. Să nu mai aibă somn, să nu aibă somn cum m-am ieșit eu. Și să gândească tot timpul că m-a distrus, nu numai pe dânsul viața lui, că el e în pământ, dar ne-a distrus pe noi toți. Că a fost un copil foarte liniștit. Foarte liniștit a fost și foarte mult eu vreau să fac în viața asta. Boris, din câte am înțeles, tu erai cu Mihai când s-a întâmplat accidentul. Voi veneați sau ieșeați din sat? Cum Vine. S-a întâmplat? Voi veneați în sat? Vine. Unde ați fost voi? L-a alergat. Câți erați? 3. 3 băieți. Și voi, deja când veneați în sat, voi alergați sau mergeați? Mergeați. Voi ați simțit mașina, voietul mașinii sau nu? Da. Ce ați făcut când ați văzut mașina? Tu ai văzut-o sau Mihai? Eu, nu știu, Mihai, nu-mi țin să se întors înspre mașină să vadă sau... Eu singur știu cum am uitat, am văzut-o. Te-ai întors în spate și ai văzut că vine mașina. Da. S-auză destul de tare zgomot mașinii. Asta ce înseamnă? Că avea viteză? Da. Și noi mergem partea stângă cu gândul că dacă vine mașina de la vale, noi o vedem. Și ne ferim cu tătul pe șoseaua. Da, el dacă vine din spate, noi mergem partea stângă, zic el asmar partea dreaptă. După care l-a lovit pe Mihăiță, l-a aruncat destul de departe din noi, 20 de metri. După care am văzut că era mașina Dacia Duster, model mai nou. De pe fară am văzut că a ținut o leac frână. După care a plecat, eu am încercat că sunt la 112, n-am putut de pe telefon. Dar tu ai încercat să-i... Da, i-am dat de mână, nu s-a oprit, nu nimic. Ai văzut culoarea mașinii? Era întunecat așa, pentru mine s-a văzut. Numerele de matriculare? Nu. Și când l-ai văzut pe Mihai acolo jos, în ce stare era el? Nu răsfla, nu clipea, doar bătăile la inimă erau destul de mari. A reușit să suni la ambulanță, la 112? Eu n-am reușit, însă am sunat-o pe mama lui, era în baie, așa mi-a zis pe urmă. Că doar știe că noi dacă o sunam, apă, noi la ora 9 trebuie să fim acasă. Și noi dacă o sunam, apă, deja cred că așa au crezut că
Noi câteodată mai întârziem și o sunam, adică să ne mai dai voi 10-20 minute dacă eram destul de departe. După care am văzut că nu răspund și am sunat-o pe sora mea, era ziua nepoatei mele, Sofia, pe data de 19. Și am sunat-o pe sora mea, sora mea nu credea că crezi că fac vă farsă ceva. Și am rugat-o frumos, nu știu, strigam în gura mare, nu știu deja. Și am sunat-o, după care au venit fratele meu și doi nani. Dar Mihai mai răsufla sau nu? Nu. După care a venit, fratele meu a început adică, să țipe la mine că eu am încercat să-l duc la fete în satul vecin. El așa credea, dar voi alergați. Da, noi cincea zi. Noi am alergat și undeva o lună, doar prin par, dar deja ne se pare că e prea puțin pentru noi. Boris, dar zi-mi cum s-a produs, cum Mihai a fost lovit, cum s-a produs accidentul? Voi mergeați toți unul lângă altul, da? Mihai era lângă drum. Da. Eu în mijloc și deja Vlad, a treilea băiat, pe partea asta, marginea drumului. Și voi pe care erați aproape de banda dreaptă, da? Sau stângă? Da. Aproape de banda dreaptă. Noi mergeam banda stângă, spre vale, dar deja Mihai era lângă... Lângă drum. Da. Ca să-mi dau seama cum voi ați reușit să scăpați nevătămați, cum pe voi nu v-a lovit. Adică până la urmă sunteți niște norocoși. Da. Voi, tu nu ai încercat să-l tragi pe Mihai? Am încercat. El era cu mâinile în scurt, lui era destul de frig. În seara și eu luat scurta tatălui lui. După ce spune? El era cu mâinile goale, când am văzut că mașina vine cu viteză mare, eu am încercat, adică să-l trag. Nu m-am mai gândit atunci că el n-are... Că mâinile le-a pus înăuntru. Da. Și eu am zis că dacă l-apuc de mână, cumva să-l feriesc. Am văzut că vine cu viteză mare. Dintre care eu, ca un fel, m-am apucat mâinica și am întins-o așa. Și l-a lovit destul de tare. După ce Mihai a fost lovit, ai sunat la mama lui, ai sunat la sora ta. Da. Prin zonă nu au trecut alte mașini. O mașină a trecut înainte ca să apară sora mea când a sunat. Mașina ieșa din sat? Da. Era un Mercedes mai vechi, adică cunosc mașina, am văzut-o de multe ori prin sat. Adică... Era cineva de la voi din sat? Da, adică omul nu-l cunosc, știu că e fată la ruli. Și tu ai încercat să o oprești ca să vă ajute, și? Da, nu s-a oprit. Mergea tot mai departe. Și deja au venit sora ta, au venit alți? Da, da. Alte persoane ca să vă ajute. Apoi sunat la ambulanță, ambulanța a venit foarte târziu, foarte, peste o oră jumate. Și voi, tu nici măcar nu ai văzut câte persoane erau acolo în mașină, da? Nu, n-am putut să văd că eu, după ce l-a lovit, eu nu puteam să mă uit, să mă duc eu după mașină și să văd. Eu m-am uitat dacă răsuflă, dacă e viu, dacă se mișcă, dacă... Dar băiatul care era cu tine, a rămas acolo cu tine sau? S-a speriat, el... O văzut când l-a pălit, când l-a lovit, adică o văzut când l-a lovit, după care el s-a stat câteva secunde pe loc și s-a uitat, după care a început a alerga spre fugit. Da, spre probabil de spaimă, de frică. Da, da. Și în gura mare striga că eu mă tem. Adică nu pot sta că eu mă tem și fugea. Ana, din câte știu, tu ești o prietenă a familiei și ai fost atunci în seara când s-a produs accidentul. Ce ai văzut acolo când ai ajuns? Cine era acolo? Era toți anuștii care erau la masă, la sărbătoare, fetiții, care tot eu i-am trimis acolo să ajungă. Și când am ajuns eu, nu era nici polițiști, nici salvarea, încă nimic. Am ajuns pe la 9:30, încă nu erau ajuns. Și eu prima m-a luat mama și nu m-am stăruit să nu-i dau voi să ajungă să-l vadă așa. Că vă dați seama, eu am prins putere pentru că știu că nu are pe nimeni, mama ei bolnavă și nu are surori, nu are nimic, soții era plecat pe știhotare, fratele plecat pe știhotare, fetița plecat pe știhotare, deci nu are pe nimic atât de curaj. Am prins chiar și la mormântare, eu și cu nașa ei și am spus, nașa, de să fim noi tari, să ne revenim și să putem face lucrurile mai departe, că tot este de ajutat și de alergat, că nu e așa de ușor, trebuie să...
Tu când ai ajuns acolo te-ai apropiat de Mihai? Da. El avea puls, să răsufla? Nu avea nimic. Nimic nu avea, că eu și-am spus la doamna cu salvarea care a venit. Ați venit trei, deja e târziu. El e mort. Unde era lovit el? În ce stare era? La cap. La cap eu de tare ce eram. Mă țineam tare, tare și am reușit să pun doar eu mâna pe el, că n-a reușit nimeni să pui mâna pe el. Fratele meu primul a reușit să-l Să-i acord de ajutor, primul ajutor. Ajutor. A suflat în gură și deja eu țineam sângele pe față la fratele meu, tot era numai sânge de la dânsul. Că el a ajuns primul și după aia nu s-a mai apropiat nimeni și eu când am ajuns, eu nu credeam nici pe ei din jur, chiar dacă erau a mei la telefon, strigau și eu îmi părea că dacă să mă duc eu o să-i fac ceva așa, să fie bine, nu chiar așa de grav. Și am ajuns, i-am luat curtica de pe față, l-am văzut la față, am văzut sângele tot cum îi curgea și pe urechi și pe nas și la cap. Și am pus mâna pe dânsul, i-am pus mâna la puls, deja am văzut că el e rece și nu mai avem ce face nimic. A fost luat cu ambulanța și dus la morgă sau poliția? Nu a fost nici cu ambulanța, nici cu poliția. Am întrebat pe doamnele de la ambulanță, deși ne-a lăsat eu și să fac mai departe cu dânsa, că mama s-a aflat într-o stare foarte gravă, eu i-a făcut injecție și a dus-o acasă și a rămas până la urmă, până l-am luat pe marginea drumului. Și a spus că, doamnă, așa sunt legile, dacă el e decedat, noi nu avem dreptul să-l luăm. Zic, bine, dar rămânem cu domnul polițiști, m-am gândit că măcar ei ar să ne ajute să-l luăm, să-l ducem. Polițiștii au spus, doamnă, dați-ne voie să ne facem lucru și după aceea discutăm, liniștiți-vă, răcneam în gura mare, cât cum sunt posibil așa legi să facă în țara noastră, că s-a lăsat pe marginea drumului să nu ne ajutați. Deja, dacă e mort și n-ați venit mai înainte, poate n-ați putut, poate s-au întâmplat alte cazuri. Vă înțeleg și cu asta, dacă s-a lăsat pe marginea drumului, nu. Mi s-a părut ceva, n-am mai întâlnit așa cazuri niciodată și n-am știut chiar că la noi în Moldova poate să fie așa legi votate și așa cazuri. Mm-hmm. Vă spun sincer, chiar am rămas față de ambulanță, am rămas, nu știu, nu mai am rămas cu teama și cu încrederea că poate mâine, Doamne ferește, se întâmplă cu un copil de-a meu sau cu cineva, n-ai ajutor. Așa am rămas eu, poate greșesc, dar eu am rămas. Și cu ce l-ați dus de acolo? Cu mașină, a venit-o cu metru tot de-a noastră, au văzut cazul pe grup, s-au pus repede, nici n-am dovedit să ne ducem de acolo, că de-am să știe tot. Și a venit cu metru și am rugat-o pe Dumnezeu, zic, metru, dă-te rog să-l ducem, n-avem nici pe ce-l pune, n-avem nimic, l-am pus pe cortica lui fratele meu, în mașină la cu metru, ca să nu facem sânge, că el curgea foarte tare, sângele nu-i se oprea. L-am luat de chicioare și de mâini și l-am suit și am trimis pe fratele meu la morgă, l-a dus, l-a primit, a venit înapoi. Ana, tu ești fratele lui Boris, care era împreună cu Mihaița. Acum cred că nu-l lași nici pentru 10 minute în sat seara. Și atunci seara i-am spus, trebuie acasă, că și ziua, poate așa a fost o cumpănătă, poate dacă era ziua, poate nu știu, dar putea să fie în locul lui. Nu știi ce te așteaptă, adică dacă am ști noi ce ne așteaptă din timp, ne-am păzit. Ne-am păzit, dar da. Până la urmă ești în sat, oamenii se cunosc între ei, nu poți să stai la ora 6, te-ai încuiat în casă, că oamenii merg cu viteză mare prin sat. Cred că eu fost din învățătură săracu, că nici nu mai ies, nici pe la magazin, nici pe la mine, chiar că trăiesc tot măhlaua asta mai încolo, nici pe la mine nu ies. Sare era vreo ora 6 și l-am trimis acasă, nu știu ce mi-a trebuit. Și deja mama e speriat tare, era să nu-i dau voie, nu ies, nu se duce noaptea nicăiuri, nu-i dau voie, ai să nu iasă nicăiuri. Tu care fapt că e primarul, că primarul a fost la volanul mașinii? Noi atunci, dimineața, seara, noi dacă eram, noi nu ne gândeam la, noi deam, eu m-am luat în mâini și eu mă gândeam cum să ajut, cum să mergem după cumpărături, cum să de mâncare, de colaci, cred că nici nu v-ați așteptat că să fie primarul și să fugă de la fața lui. Nu m-am așteptat, chiar nu ne-am așteptat, nu m-am gândit nici, vă spun, eu m-am gândit, poate a fost un copil, poate fără permis, poate servit, poate și-a fugit de la fața locului, dar chiar să fie domn primar. Așa au fost pentru un trăsnet, pentru tot satul. Și tragedia și copilul, și că pentru dumnea lor, pentru familia lor, eu cred că tot e tragedia. Și el, mamă, vai de capul lui bătrân, că după ce s-a aflat că el, chiar m-am gândit la mama lui, că o trecut și mama lui pentru așa o tragedie și a pierdut un copil chiar mare, tot l-a, nu știu, l-a ușit, nu știu ce a făcut, asta din auzit. Că nu-i cunosc foarte bine și chiar mi-am spus lui Raia, zic, uite la tine și gândești la tine, gândești la mama lui sărmană, bătrână și
cum se simte, am să aud cu un copil. Și cu atât mai mult, cât îi știu eu, primarul este fost polițist, adică jurat credință, ca să apere cetățenii. Da, de asta și noi ne-am gândit că, mai ales că fost și om alege, și putea să suni el să fie primul care, chiar dacă n-a salvat, cum spun și părinții, erau ei în păcat și tot este uminești și dumnezeiești și poate alertau, eu nu știu, asta e decide copilul lor. Eu mă stăresc cât pot să fiu alături de dânsa, că e foarte, foarte. Îmi umblă de urma mea, nici în camera asta nu poate veni nici. Eu nu mă duc acasă, fac ce fac și vin înapoi. Este și soțul, dar soțul mai are de lucru. Vreau să plece, nu poate stăi numai lângă dânsa. Și încerc să fiu cât am să pot și cât am să pot să meargă, dar e foarte greu. Vă spun, am și eu copii, am și o fetiță 12 ani. Când am văzut-o plânge la mormântarea lui Mihaiță așa de tare, e la mine nu prea e sensibil. Și mă uitam la Mihai și mă uitam la ei, că era fix lângă ea și ziceam, Doamne, puteți să fost copilul meu, dar puteți să fost fratele meu. Mama mea tot așa distrunsă, peste o taric. Doamne, mamă, puteți să fii borica noastră, puteți să fii borica noastră, adică pentru toți o tragedie. Ana, ai auzit și tu, familia, mama își dorește ca să se facă dreptate. Cum crezi o să se facă dreptate? Nu știu, pentru că, cum au spus și ei, sunt oameni mici, sunt oameni... El este mai mare, nu putem să spunem, de-am legea să va face dreptate, cât s-ar putea, cum s-ar putea. Eu nu sunt măsorul să-l judic. Dumnezeu cu dânsul, mă doare sufletul pentru că sunt părinte și mă gândesc că numai o mamă știe ce înseamnă să crești copil și foarte greu l-a crescut, că a avut astmă, dimitit el. Eu îl cunosc Mihaiță de la 2 anișori. Acolo este și poză, a fost cu băiețelul meu, nepoțelul în grupă, de la grădiniță, de la vecini, am fost așa, îl cunosc, dimitit el. Ai auzit avocatul primarului și spune că el ar fi nevinovat. Da. Asta e. Eu sper că o să fac dreptate. Din câte știu, primarul este acum reținut. Da, vă putere și mergeți mai departe. Luptați ca să fac dreptate. Le mulțumesc celor care ne privesc, iar dacă aveți istorie de viață care merită vorbite, mă găsiți pe rețelele mele de socializare, aveți grijă de voi și de cei dragi.